Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local Online, ședință ordinară. Doamna secretar, avem quorum? Da, sunt prezenți toți consilierii. Supun la vot procesul verbal încheiat în data de 8 aprilie 2020 în ședința ordinară a Consiliului Local. Doamna secretar, voturi pentru? Unanimitate. Unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Supun la vot în continuare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, da, domnule primar, în discuția și cu consilierii și la comisie, propun suplimentarea ordinei de zi a ședinței cu un singur punct privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru trimestrul 1 al anului 2020. Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi cu punctul de hotărâre suplimentar, doamna secretar. Unanimitate. Unanimitate, a fost aprobată ordinea de zi și trecem la punctul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021. Voturi pentru? Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Favorabil. Voturi pentru? 20 pentru. 20 voturi pentru. Împotrivă? 1. Împotrivă 1. Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 2 privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil numărul 344/22/2020, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu. Avizul Comisiei Administrație Publică. Favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru. 18. Voturi împotrivă. 2. Abțineri. Abținere. Proiectul a trecut cu 18 voturi, majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 3, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Învățământ. Favorabil. Voturi pentru? 21. 21 voturi pentru, unanimitate, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 4, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 de lei. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei Învățământ. Favorabil. Voturi pentru? 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 5 privind abrogarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 451 din 1.11.2019 și aprobarea contractării unor credite de investiții pentru administrația zonei libere Giurgiu S.A. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru? 21. 21. Unanimitate. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 6 privind acordarea unui sprijin financiar schitului Sfântul Nicolae Giurgiu. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei Învățământ. Favorabil. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Favorabil. Voturi pentru? 20. Împotrivă? 1. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea situațiilor financiare ale societății comerciale Uzina Termoelectrică Production S.A. aferente anului 2019. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru? 20. Voturi împotrivă? Niciunul. Abțineri. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 8 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2019 de SECE Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru? 20. Împotrivă? Niciunul. Abțineri. Una. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea unei convenții între Municipiul Giurgiu și SECE Giurgiu Construcție Dilitare SRL, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de dezăpezire aferente sezonului de iarnă 2019-2020. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice. Favorabil. Voturi pentru? 19. Voturi împotrivă? 2. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru teren de sport multifuncțional la Școala Generală numărul 6. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru? 20. Voturi împotrivă? Niciunul. O abținere. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi.
Proiect de hotărâre numărul 11 privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu majoritate de dacă voturi. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, da, domnule primar, aș vrea să anunț cei care sunt în această listă de priorități că au posibilitatea în termen de o lună să studieze această listă. Lista se va, după aprobare astăzi în Consiliu, va fi postată pe site-ul primăriei, va fi afișată și la vizierul primăriei. Îi rog pe cei care și-au depus dosare și dosarele au fost complete la data comisiei să studieze criteriile de acordare a punctajului. Acestea se regăsesc și o să punem la vizier și pe site și care sunt criteriile, ca fiecare să poată să-și calculeze punctajul și au termenul o lună de zile, dacă sunt contestații, să poată să facă acele contestații, poate că nu sunt mulțumiți de punctaj sau cer rămuriri. După această lună devine definitivă și vom repartiza acele locuințe pe care le avem disponibile în acest moment din evacuări, din renunțări sau cele care au fost, disponibilizate sub o formă în această perioadă. Mulțumim, domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea dării în administrarea SC Giurgiu Servicii Locale SA a unui număr de în insolvență a unui număr de 12 bucăți sisteme de supraveghere video model Q Smart Pro. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru. 20. Voturi împotrivă. 1. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 13 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF-DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru, zona locuințe sociale. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru. 20. Voturi împotrivă. Niciunul. O abținere. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul preparării apei calde pentru perioada 1 mai 2020 15 octombrie 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 15 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul preparării apei calde pentru perioada 1 mai 2020 15 octombrie 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, prin aceste două proiecte de hotărâre realizăm ceea ce s-a oprit în urmă cu aproape 25 de ani. Deci, din acest moment, funcționează în municipiul Giurgiu furnizarea de către societatea primăriei a agentului de încălzire folosit pentru prepararea apei calde. Pentru momentul acesta vom racorda, avem deja racordat spitalul, vom racorda toate instituțiile din municipiul Giurgiu, toate unitățile școlare din municipiul Giurgiu și avem ca un proiect pilot pe care l-am început de astă toamnă racordarea blocurilor ANL-ul și a locuințelor sociale. Acestea fiind în administrarea primăriei, am putut să luăm decizia și să facem noi acele cheltuieli de racordare la apă caldă. Dacă mai sunt dispuse persoane sau își vor arăta disponibilitatea pentru branșarea blocurilor de locuințe la sistemul de apă caldă, prețul este, fără nicio problemă, este mult mai mic decât prețul pe care îl produce fiecare cu boiler sau cu centrală termică. De aceea, rog cetățenii care doresc acest lucru să facă cerere la nivel de asociație. Societatea primăriei va face branșarea și aducerea
agentului termic până la fiecare, la subsolul blocului și de acolo fiecare să-și facă pe fiecare scară de bloc sau coloană de apă caldă. Dar ceea ce vreau să spun este că toate instituțiile publice, toate unitățile școlare vor avea posibilitatea să se rebranșeze la apă caldă din această perioadă. Este un lucru care nu credeam niciodată că se va mai putea întâmpla în municipiul Giurgiu. Mulțumim. Continuăm. Proiect de hotărâre numărul 16 privind modificarea și completarea anexei la hotărârea 233 din 29 iunie 2017 privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, a stațiilor pentru mijloace de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 17 privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu investiției sală de educație fizică școlară, proiect pilot, municipiul Giurgiu, strada Episcopiei, fostă portului, numărul 21. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 18 privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției centrală termică zona Istru, situată în municipiul Giurgiu, strada Sloboziei fără număr și transmiterea în folosință gratuită către uzina termoelectrică Production Giurgiu S.A. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 19 privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru. 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ansamblul loc de joacă zona urbană marginalizată. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Voturi pentru? Voturi pentru 19. Voturi împotrivă? 1. Abțineri? 1. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Proiect de hotărâre suplimentar privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul 1 anul 2020. Raportul Comisiei Buget Finanțe? Favorabil. Voturi pentru? 21. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi mai sunt două materiale. Unul este analiza activității Direcției Poliției Locale Giurgiu pe trimestrul 1 anul 2020 și informare privind analiza trimestrială a statului de înscriere a datelor în registrul agricol. Acestea fiind zise, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumim pentru participare. O zi bună. La revedere.